Salutare, eu sunt Ștefan și bine v-am regăsit la episodul 4 din Despre Backup. În videoul de astăzi am să vă vorbesc despre sistemele de stocare de tip DAS și NAS și cum ne ajută acestea în workflow-ul de backup atunci când avem de stocat fotografii și secvențe video. Pe scurt am să încep prin a vă povesti puțin despre DAS-uri. Denumirea acestora vine de la Direct Attachment Storage. Asta înseamnă că ele se conectează la calculator prin intermediul unui port USB-C sau USB, după caz. Acestea sunt în esență un rack extern menajate de un controller. În acestea se pot depozita de la 2 până la 4 harduri. Acestea putând fi configurate în matrici RAID 1, 5 sau 6 sau RAID 0 dacă se dorește, dar este nerecomandat. RAID 1 în esență înseamnă stocarea în oglindă, ce se află pe hardul 1 se află și pe hardul 2, iar RAID 5 și RAID 6 se numește matrice de paritate și acestea oferă un spațiu mai avantajos de stocare, dar reconstrucția matricii se face mult mai greu. Despre asta am să vă povestesc cel mai probabil într-un video separat și dedicat acestui subiect. Sistemele de tip DAS sunt recomandate fotografilor și videografilor care vor să aibă datele într-un singur loc și nu vor să investească foarte mult pentru acest layer de backup. De reținut este că dacă alegeți un NAS sau un DAS, nu sunteți 100% asigurați că nu veți pierde date, dar este un layer de stocare pasiv în cazul DAS-urilor sau activ în cazul NAS-urilor pentru a avea o mai bună siguranță a datelor, dar acestea nu înlocuiesc o copie de rezervă în altă locație sau o a doua sau chiar a treia copie de rezervă în locația în care lucrați. Acest DAS de față este un TR-004 de la QNAP. Modelul oferă 4 bay-uri, dar este disponibil și în varianta cu 2 bay-uri, ceea ce nu recomand pentru că această variantă este mai scumpă cu aproximativ 200 de lei, dar chiar dacă nu instalați cele 4 harduri, rămâneți pregătiți pentru viitor cu încă un volum de stocare la nevoie. Cei de la QNAP au gândit acest DAS să funcționeze independent alături de un laptop desktop cu sistem Windows sau macOS, sau să funcționeze atașat ca extensie, conectat la un NAS tot de la QNAP. Astfel puteți conecta 2-3 DAS-uri la un astfel de NAS pentru a vă extinde volumul de stocare și nu a fi nevoit să migrați datele de colo-colo. Despre DAS cam atât am avut să vă spun. Este un dispozitiv relativ simplu și oferă o stocare offline destul de sigură. Dispozitivele de tip NAS adaugă o multitudine de funcționalitate pentru simplu fapt că conectarea acestora se face la rețea. Această metodă de conectivitate oferă flexibilitatea de lucru de pe NAS pentru mai multe persoane din echipa voastră. Vă oferă posibilitatea să creați conturi individuale cu spațiu limitat și permisiuni personalizate pentru fiecare din clienții voștri recurenți, astfel putând distribui fotografiile într-o manieră profesională și foarte ușor de menajat pentru voi. NAS-urile este denumirea scurtă de la Network Attached Storage. După cum spune și numele, este un tip de stocare care se conectează la rețea, iar în cazul acestui NAS oferă și conectivitate pe partea de audio și pe partea de HDMI. Vine cu 4 porturi USB. Acestea permitând conectarea la fiecare dintre acestea unui TR-004. Asta înseamnă până la 16 bay-uri atașate la acest NAS și controlate cu ajutorul acestuia. Există și 2 porturi de rețea cu funcție failover în cazul în care un port cedează, celălalt este acolo să preia sarcina. NAS-urile au funcționalitate flexibilă și mult mai mare comparativ cu un DAS, pentru simplu fapt că la interior acestea au un procesor, o memorie RAM și peste acestea este sistemul de operare QTC,
în cazul QNAP, care oferă o multitudine de aplicații proprietare, atât pe mobil cât și pentru desktopuri, pentru a atașa camere de supraveghere de tip IP, pentru a face servere de mail, pentru a face un server de sincronizare de pe fiecare din calculatoarele voastre, pentru a te conecta cu telefonul la acesta și la aplicațiile care le oferă. Astfel, NAS-ul este puțin mai scump, dar oferă o flexibilitate de utilizare și de distribuție de conținut mult mai utilă pentru fotografi și videografi în această era digitalizării și a tehnologiei. NAS-urile sunt în esență mini-calculatoare cu sisteme de operare foarte complexe bazate pe sistemul Linux. Acestea sunt dispozitive, cum îmi place să le spun eu, de cloud privat. Acum că am terminat de discutat despre partea de DAS-uri și de NAS-uri, am să vă povestesc rapid despre hardurile compatibile cu acestea. Nu este recomandat să folosiți hard-uri care le-ați instala în desktop-ul vostru. Este nevoie de hard-uri speciale de la Western Digital sau Seagate. Acestea sunt Western Digital Red și Red Pro, Iron Wolf și Iron Wolf Pro de la Seagate, pentru că acestea sunt optimizate și construite în așa fel încât să funcționeze în armonie în sistemele RAID pe care aceste dispozitive le suportă. Cam atât am avut să vă spun în acest video despre NAS-uri și DAS-uri. Voi reveni cu un video separat pentru fiecare dintre acestea, dar între timp, dacă aveți întrebări și sunteți nelămuriți despre ce tip de dispozitiv să alegeți și ce hardware să folosiți cu acesta, vă încurajez să scrieți în comentarii.